Uite, am mai găsit un... Chinul ăla care a căzut de jos. Păi dacă nu era Răzvan, nu merge, pentru că nu mă ajută nimeni și atunci e foarte greu, pentru că e normal. Andreea, sora mea, stă cu copiii, mama la fel, e normal să fetele sunt mici, Tudor cu Cezar, nu ești ajutoare de nădejde la pubertatea adolescentă, cum vrei tu să fii și e foarte complicat. Nu înțeleg încă fenomenul, o să-l înțeleagă mai târziu. Când sunt doi, măcar doi, știi cum e, tăi unul cu altul și merge mai repede. Zic, hai că mai e puțin, băi, e mult, nu, hai că mai e puțin, hai că mai e puțin. Și atunci merge mult mai repede. Nu cred că am cules vreodată singur, am cules, cred că într-un an am fost singur și am mers tare greu. Haide, așa, bravo! Bravo, mulțumim! Aștia mici nu cumva să murdărească pe mine. Avem treabă acum, bag-o în buzunar. Bag-o în buzunar, că n-avem timp de păpușele acum. Așa. Acum are treabă, ea, ați auzit? Acum are treabă. Acum are foarte mare treabă. Așa, fetiță. A căzut una... Acum... E, pune-și tu de aici încolo. De aici încolo, da. Și pe măsură ce se culege, merge mai încolo. Ia vezi, care... Nu vezi că mai încă o dată se mai desface, răzva. Că după așa aia... la țară, mă. Bine, suntem în mijlocul Brașovului, dar... Nu-i chiar țară. Nu-i chiar țară deloc. Nu, nu, atât. A, cred că e un sac mare ăsta. Lasă-l așa, că e suficient și după aia îl mutăm când se culege pe... Ia, Cezar, mă sunesc pe mine un pic. Mă un pic aici. E păpușa cu sclipici, ia uite cine mă ajută pe mine prima, Iris. Poftim, Iris. Te-ai murdărit? Păi așa se întâmplă la culegeri. Așa singur. Se dar întâmplă. Dar lasă că ne spălăm pe mânuțe. Gata. Poftim? Da, pune-o la loc. Nu mai vrei? Păi nu, dar cu aia la altă care e mai mică a noastră, care e din casă.
ceva ce rău. Cred tot ei au cam făcut. În fiecare an. Și acum? Pe multe să luăm din beci. Hai, Răzvane! Acum, până îți dă drumul. Până îți dă drumul, și adună struguri mai mulți acolo. Da, mă, da. Bobițe. Ai și mănuși de unică folosință, mă? Am, dar sunt mici, nu cred că ți-s bune. Păi, ai sau nu? Până anul trecut. Până anul trecut. N-am mai găsit zdrobitorul, mama, nu? Nu, l-am împrumutat, adică îl foloseam în comun. Îl foloseam în comun cu un vecin și s-a stricat, era a vrut să repare și... Era și vechi, dar parcă se torce altfel. Era și vechi, era de când erau părinții mei, așa, sunt foarte mulți de atunci. Păi, domnule, să făceau lucruri de... Dar era. De aia bunicu. Dar asta se procedează, se mai împrumută, știți? Dar nu prea e întotdeauna ok să împrumuți, pentru că
Se pot și strica. Folosindu-se prea mult. Mi se va scubesc în nas, nu pot cum și păi eu ce să fac? Păi să zici tu pentru mine. Aha, uite așa. Hai, Răzvan, la cules, că vorbă lungă. Ar trebui să mă urc eu pe scară, nu? Că... Dar unde au plecat toată gașca? Fetele s-au vrut în casă, fetițele. Au vrut în casă, nu? Ai zis că le-ai fric, le-a înghețat, le-au înghețat mâine. Păi, du-te și tu în casă, fiere, mamă. Păi, lasă că ea...